Salutare, bine ați venit la Teromania, eu sunt Alex și astăzi vă arăt ceva un pic diferit pe acest canal. O să vă arăt colecția mea din World of Warcraft. O să trec prin fiecare expansion pe care l-am jucat, o să vă arăt cutia și chestiile ce le am din universul Warcraft. Aici sunt expansionurile fizice pe care le am. Începem cu World of Warcraft Vanilla, primul din această serie. Acesta a apărut în 2005, cel puțin în Europa. Pe atunci se chema World of Warcraft, simplu, nu avea nicio denumire. Acum se cheamă World of Warcraft Classic, după ce a fost relansat în 2019. Următorul expansion este The Burning Crusade. Acesta a apărut în 2007. Aici avem The Dark Portal. Și pe partea asta este Illidan. E fain că se deschide în 4. O să vedeți că la următoarea expansion n-a mai fost chestia asta. Și aici este expansionul meu preferat, și anume Wrath of the Lich King. L-a venit pe Arthras și Armata Scourge. A apărut în 2008. Și aici este o poveste cu acest expansion. O să-mi cumpăr și Cataclismul, fiindcă eu nu am jucat Cataclismul sau Pandaria, dar acesta l-am luat de pe OLX la un preț super ok și am zis că nu strică să-l am acolo în colecție. Dar nu am jucat cu Pandaria, deci următoarele chestii vreau să vi le prezint, sunt cărțile din Warcraft. Eu cel puțin câteva care le am aici la mine acasă. Aceasta este The Official Cookbook of Warcraft și ce e fain că are foarte faină textura a paginilor și calitatea este chiar super ok. Așa are aceste desene făcute de mână, aceste schițe. Singura chestie ce nu-mi place este că rețetele sunt pentru America, adică ingredientele sunt trecute, gramajul este în pounds și teaspoons, dar pe total o carte foarte mișto. Următoarea chestie este ultimul Guardian, aceasta este o carte română tradusă, o recomand, este o carte foarte bună, destul de ușor de citit, este foarte groasă de copii. Și aici avem cartea mea preferată din universul Warcraft, Arthras Rise of the Lich King. Povestea lui Arthras merită spuse mai în detaliu. Aici la mine este o chestie interesantă cu Arthras Paladin și Arthras Death Knight. Și acum trecem la o colecție pe care am făcut-o în ultimele luni, și anume colecție de TSG din World of Warcraft. World of Warcraft, după ce a avut un succes răsunător, după cum știți, în 2006 a lansat această serie de TCG, adică Trading Card Games, în care puteai să joci cu anumite eroi și să-ți faci un pachet și să te lupți. Acesta este primul Heroes of Azeroth Starter Deck. Conține aceste cărți mult mai mari cu eroi, Hunter, Warlock, Druid, Priest, Druid din nou și Mag. Și aici este pachetul, de fapt sunt două pachete. Fiecare pachet este format din allies, adică creaturi, quest-uri, spell-uri și iteme, adică pot să fie, de exemplu, acesta este un item, armură sau arme pe care le poți pune pe eroul tău. Pe lângă aceasta mai sunt și creaturi neutre și spell-uri neutre ce le poți folosi în fiecare pachet, nu contează, și mai sunt zone care te ajută să facă jocul mai imersiv și să facă minionii mai tari sau le oferă anumite atribuțiuni, să zic așa. Acesta este Starter Deck of Heroes of Azeroth și să vă arăt următorul. Acesta este un Raid Deck și anume Onyxia Lair. În acest joc te puteai bate player de sus player sau te puteai bate cu anumite encounters și anume Raid-uri din World of Warcraft. Acesta este doar pe acesta l-am. Este Onyxia. Acesta vine și cu o cutie foarte interesantă. Așa.
în aceste encounter aveai faze și aveai anumiți boși departe. Uite ce mișto este Onyxia, Onyxia la 20, la 50 și aici la 30 HP. Și trebuia să te bați, te puteai alia cu un alt prieten și să distrugi acest boss. Următoarele chestii sunt colecția mele PSG, adică pachetele mele starter deck. Acesta este un mag, warlock, shaman și beast. Și mai am încă 4 pachete, stați să vi le arăt. Acesta este, dar nu am cutii la ele. Este Hunter și unele cărți sunt cu un fel de hologram, deci sunt mai rare. Acestea sunt cărțile Quest. O să vă arăt dacă vreți cum se joacă acest joc, deși eu nu prea am cum se joacă. Și mai sunt și iteme. Aceasta este o poțiune. Minion, spell. Iar această carte este o carte neutră. Aici, în colțul acesta, nu are nici facțiunea și nici clasa, deci poate fi folosită în orice fel de pachet. De exemplu, unele cărți o să aibă aici în colț facțiunea sau clasa, asta e pentru Hunter. Și, de exemplu, aceasta este doar pentru hoarde, deci doar un erou de la hoarde puteți folosi. Eroul, ca și în Hearthstone, are viața aici în colț, adică 28 viață, este clasa Hunter și are și meserie Mining și Engineering. Deci unele cărți o să ceară să poți folosi cărți doar cu Mining și Engineering. În schimb, poți folosi cărți neutre, cărți din facțiunea Hoardei și spell-uri neutre și din facțiunea Hoardei. Și quest-uri, bineînțeles. Scopul este să ajungi cu viața oponentului la 0 și așa câștigi meciul. Următorul pachet este de Warrior, este un pachet de la Alianță, dar am mai mulți eroi de la Alianță, aici sunt cărțile, este o carte de la Hoardă, nu, asta este o carte, de fapt nu e de la Hoardă, este o carte legendară și este neutră, deci poate fi folosită în orice pachet. Unele cărți o să aibă aici, în partea asta, se poate vedea mai multe clase, adică Hunter, Paladin, Shaman și Warrior, deci poate fi folosit în toate aceste pachete, din nou, carte Quest, aici sunt cărți aliate, adică cărți care doar la Alianță, poți folosite și cărți neutre, aceste cuverte. Aici în colț este mana pe care trebuie să o folosești ca să chemi anumite creaturi. În fiecare tură poți pune orice carte în zona mana, cu fața în jos și dacă e quest trebuie să pui cu fața în sus. În funcție de câtă mana ai, atâtea creaturi poți să chemi și ele când atacă sunt în două poziții. Normal și exhausted. Exhausted e așa pe o parte și atunci înseamnă că a atacat. În fiecare tură se resetează din nou și poate ataca din nou. Unele creaturi o să aibă anumite keywords, cum ar fi charge. De fapt aici e ferocity, din nu-i charge. Adică atacă direct din prima sau smash. Dacă o creatură are damage foarte mic, să zicem 1 viață și damage tot mic și o creatură care ataci tu are 8 damage. Diferența de damage va merge direct pe erou. Următorul pachet este de Paladin, am aici 2 eroi, un Blood Elf și un Tauren, la fel, unele cărți sunt epice, dacă se vede, focalizează, așa, și cam asta e și ultimul pachet este de Rogue. Acesta este Rogue-ul, tot de la Hoardă, cărțile sunt la fel, multe cărți de la Hoardă, cărte epică. Și aici se termină clipul cu colecția, dacă vreți o să vă arăt cum se joacă World of Warcraft TCG. Păcat că l-au închis în 2013, după ce inițial, trebuie să vă arăt dacă se vede pe cutie, bă, da. Jocul era făcut de această companie, Upper Deck, și aceștia au fost prinși într-un scandal cu cărți contrafăcute din seria Yu-Gi-Oh! Și cei de la Konami i-au dat în judecată. Blizzard a scos licența de la Upper Deck în 2010 și au dat-o către CryptoZoic. Aceștia au mai făcut
încă 3 ani tot felul de Raidex și pachete și clase, ar fi o băgat Death Knight-ul. Dar în 2013 cei de la Blizzard au renunțat la licența pentru World of Warcraft TCG și au lansat Hearthstone, care este practic același joc, un pic mai simplu, dar digital. Și de atunci jocul a fost într-o continuă decădere, bineînțeles că nu au mai fost susținut de către Blizzard și nu au mai apărut alte cărți. Sper că v-a plăcut acest clip și v-a plăcut colecția mea de chestii din Warcraft. O să primesc săptămâna asta încă două cutii de TCG-uri cu clasa Death Knight, că de asta mi-am luat toate aceste clase, că vreau să am și Death Knight, doar Death Knight, nu la momentan. Eu sunt Alex și până data viitoare, salut!